Fie în numele Domnului. În dimineața asta, e greu să alegi așa un, un mesaj când, când ai atâția oameni aici binecuvântați și cu haruri și mai ales când este un botez, dar zilele astea, efectiv, săptămâna asta, n-am putut să scap de pilda pildelor, de o pildă pe care Domnul Hristos o povestește. Am vorbit despre ea și un pic la tineret zilele trecute, dar astăzi o să o dezvolt mai mult. Biblia îi spune pilda fiului risipitor. Eu aș spune că e pilda fiilor risipitori sau pilda tatălui plin de dragoste. Aș vrea să citesc și după aceea să găsim câteva gânduri care Biblia ni le spune. Luca capitolul 15, versetul 11, El a mai zis. Cine a spus? El. Iisus. E vorba despre Domnul, e vorba despre Dumnezeu. Pilda asta nu ne spune cineva la colțul strădii, ne-o spune Domnul Hristos cu gura lui însuși. Un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, Tată, de în partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară deportată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foame de mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fămă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul a zis, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar Tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce se întâmplă, ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casa tatălui său. A ieșit afară, tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de ani de zile și niciodată nu ți-a încălcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuie să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Este o pildă de care m-am îndrăgostit. E atâta de extraordinară pilda asta. Am putea o să studiem din foarte multe puncte de vedere, am putea doar să studiem viața fiului risipitor, cel care a plecat, sau am putea să studiem cel pe fiul care a rămas acasă, sau am putea să vedem inima tatălui, inima lui Dumnezeu de tată. În dimineața asta o să încerc să ating câte puțin din fiecare. Ce știu este că este o pildă pe care Domnul ne-o spune nu din secolul ăsta, este din vremea Lui. Și ca să înțelegem ce s-a întâmplat atunci, trebuie să înțelegem un pic cultura evrească, cultura locului. Era oare legal, era oare cinstit ca acest fiu să ceară partea de avere tatălui său? Conform legii iudaice, tatăl putea să împartă averea fiilor când era încă în viață, sau unul din fii putea să-și ceară partea de avere, era perfect legal, numai că nu era frumos. Nu era un gest de iubire. Era ca și cum i-a spus tatălui său, mai bine ai muri, dăm banii că vreau să mă distrez, vreau să mă duc în lumea largă și să mă bucur de viață. Totuși tatăl a trecut peste rana asta pe care fiul i-a făcut-o. Și i-a împărțit averea, spune Scriptura, că le-a împărțit averea. Fiul cel mare, conform legii, lua dublu decât fiul cel mic. Așa era legea. Biblia spune că nu după multe zile și aici începe partea interesantă, cel tânăr a fost atras de visul ăsta al libertății și al plăcerilor lumii departe de casa Tatălui. Am pachetat totul și a plecat și a zis știi ce, sunt independent, în sfârșit pe picioarele mele. Și nu e așa că încă de la geneza natura umană sau umanitatea vrea să fie independentă față de Dumnezeu. I-a dat flit lui Dumnezeu și a zis știți ce mă descurc. Eu sunt pe picioarele mele și asta a fost minciuna diavolului. Dacă veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Ei erau deja ca Dumnezeu, erau parte din natura lui, erau creația lui. Nu trebuiau să facă nimic în plus să fie ca el. Totuși, diavolul ne minte și minte generație cu generație. Dacă vă veți declara independența de acest Dumnezeu, va fi bine pentru voi. Duceți-vă și trăiți-vă viața. Internetul, media este plin de reclame care spun trăiește clipa, carpe diem, bucură-te de ziua asta. Nu știi ce va veni mâine. Trăiește viața la maxim, just do it tu ești în controlul vieții tale, tu ești stăpânul vieții tale. Ăștia sunt sloganele care aleargă pe media, pe internet și bombardează generația noastră de 40-50 de ani. Tu poți, tu ai potențial. Așa vine diavolul și spune, de ce să stai sub tatăl tău, de ce să stai sub autoritatea tatălui ceresc? Tu ai potențial și Biblia spune că acest tânăr a luat totul, a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea. Și să știți că atunci când ne declarăm independența față de Dumnezeu și alegem păcatul și alegem lucrurile în defavoarea persoanei, asta se întâmplă. Și prima lecție mare care cred că putem învăța de aici este că este un mare pericol să punem mai mare preț pe lucruri decât pe persoane. Fiul a pus mai mare preț pe plăcere, a pus mai mare preț pe lucru, mai mare preț pe argint și pe aur decât pe relația cu tatăl său și cu familia lui. Biblia vrea să ne învețe că familia este importantă, amin? Îți spun, când ești jos, prieteni nu te mai caută. Biblia spune că după ce a risipit totul și a pierdut totul, a cheltuit totul, a venit pe deasupra și o foame mare. Vedeți, fiul lui nu a fost de ajuns. Că păcatul l-a păcălit l-a atras în mrejele lui departe de casa tatălui, departe de prezența tatălui. El acolo și-a pierdut averea, și a pierdut prietene pentru că așa se întâmplă. În viață când ai bani, ai și prieteni. Când se termină resursele, dispar și prietenii. Îmi spunea cineva, mă, ani, nu știi tu cum e să ai bani cât tu n-ai avut. Zice, eu am avut bani, frate, am avut milioane. Știi câți prieteni aveam? Când a dat firma faliment, nu m-a mai căutat nimeni. Am ajuns să cad pe stradă, în genunchi, și să plâng ca un copil. Și să strică treceruri. Doamne, de ce ai permis asta? Câteodată falimentele vieții, să știți că sunt singurile instrumente care ne pot întoarce cu fața spre Domnul. Fiul a trebuit să ajungă acolo, în țara aia, el a ales, nu l-a pus nimeni, dar a trebuit să treacă prin toate încercările astea, prietenii l-au părăsit, dezamăgire peste dezamăgire, a văzut cum e viața, a văzut cum e păcatul, a gustat din toate și a zis, wow, nu este bine ce am făcut. Adevărul e că este un mare pericol, mare, mare de tot și ne se spune în Luca, acolo în 12 cu 15, aveți grijă să nu poftiți lucrul altuia. Fiul ăsta a poftit. Sunt multe pofte în lumea asta. Să știți că păcatul lucrează diferit de la om la om. Spunea apostolul, unul dintre apostoli, Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Căci pofta ochilor, pofta firii și lăudărășenia vieții nu sunt de la Tatăl, ci sunt din, din lume. Iată că unul poate poftește cu ochii, altul poftește cu firea. Unul tânjește să aibă lucrurile acestei lumi și crede că va fi fericit. Altul tânjește să, să cap, acapareze cât mai mult, să acumuleze cât mai mult. Și altul, lăudă a veții, tânjește să fie cineva. Să fie un om de o importanță rară. Să fie băgat în seamă, să fie notificat de fiecare dată când treci pe lângă el, trebuie să zici să rămână. Aia îl face să se simtă bine. Dar toate aceste lucruri nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Fiul a vrut să fie cineva, a vrut să fie independent, a vrut să fie pe picioarele lui și a pus mai mare preț pe lucruri decât pe persoane. Pilda aceasta ne învață că întotdeauna când pui preț pe lucruri mai mult decât pe persoane, este un drum care te duce la pieire. Pentru că niciodată lucrurile nu o să fie mai importante decât persoanele. Amin? Domnul Hristos a murit pentru persoane. Al doilea lucru care îl desprindem din această pildă este că păcatul promite libertate, dar aduce întotdeauna lanțuri, apăsare, depresie, robie, disperare. Și până la urmă moartea, spune Scriptura în Roman 6 cu 23, plata păcatului este moartea. Să nu crezi că dacă dai mâna cu păcatul o să te celebreze cu viață, cu bucurie, o să te celebreze cu libertate, din potrivă, Îți promite o libertate falsă, dar încetul cu încetul te vezi cum aluneci și nu mai poți să ieși. Am auzit sute mii de povești cu tineri sau cu oameni care au început puțin să guste din păcat și s-au dus la vale ca pe un, cum zice, pe aia de bob. Dacă Când te pui în ea, începi să prinzi viteză și nu te mai poți opri. Pentru că păcatul are o singură destinație, se numește moartea. Moartea, deportare de Dumnezeu. Tânărul ăsta Spune Scriptura, a cheltuit totul, a început să ducă lipsă și atunci în sfârșit a căutat o soluție, dar o soluție din asta pansament, cum caută mulți creștini. Când se îndepărtează de Dumnezeu, pun câte un plastur și îl lasă că trece. Dar Ana se infectează, păcatul te infectează și te roade. Păcatul nu se vindecă doar cu plasturi și le leocoplast. Păcatul se vindecă cu altceva. Tânărul ăsta s-a unul din locuitorii acestei lumi și spune că l-a trimis la porci. Nu era mai mare rușine pentru un tânăr evreu, decât să muncească la porci. Eu am muncit la porci în armată, știu cum e să lucrez la porci. M-am trimis acolo un capitan, că eram pocăit și a zis, bă pocăitule, de tine nu-mi place, te timi trei zile pe deapsă la Ghiazeu, la porci. Și după aia am intrat în gardă, am făcut nouă luni jumate. A zis, cât o ai fiu aici, tu nu mai gardă faci, nu pleci acasă, vei sta numai aici să-ți plătești păcatele. Slavă Domnului că în gardă acolo l-aveam pe Domnul când eram singur. Nu eram singur, Domnul era cu mine, aleluia. M-a avut mult timp de rugăciune, slavă Domnului. Dar tânărul ăsta spune că a ajuns la porci. Pentru un evreu care respecta legea evrească, nu era numai rușine, cum să zic, nici, ei nici, nici nu consumă carne de porc. Pentru ei e ceva atâta de urât, atâta de... E, e cel mai mare păcat pentru ei, nu ating. Dar da, păi -a ajuns să lucrezi pentru porci. Și nu numai s-a ajuns să lucrezi, dar porcii sunt mai importanți ca tine. Și așa sunt mulți oameni care ajung să slujească păcatul și păcatul îi sugrumă, păcatul îi ține legați, păcatul îi domină, păcatul îi ucide și ajunge pofta și păcatul și lumea mai tare decât ei. Și ei sunt copiii Domnului, sunt fugiți. Biblia spune în versetul 17 că se întâmplă ceva în mintea acestui tânăr și aici începe procesul de pocăință. Pentru că pocăința nu este doar o revelație mentală, este o acțiune a deciziei noastre înaintea lui Dumnezeu. Biblia spune că el și-a venit în fire. Spune și-a venit în fire. Puțin mai tare, toată biserica. Și-a venit în fire. Puțin și mai tare. Și-a venit în fire. Îți imaginezi ce șoc pentru ăsta de la banii care îi avea, de la confortul din casa tatălui care îl aveau, de la aurul, de la... Eu știu cu câte femei era înconjurat, câți prieteni era înconjurat. Și deodată să trezești în șoc slujiniște porcușori care mâncau mai bine decât el. Și atunci așa a venit în fire și ce spune? Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mi-a plăcut odată ce spunea din zice, îți imaginezi dacă erau centre sociale pe timpul ăla. Nu se mai întorcea asta acasă, că mergea la centru social. Dar vezi, Dumnezeu în providența lui a permis ca acest fiu, să nu mai aibă cu ce să se întrețină, pentru că el a, a, cheltuit totul, a distrus totul și tânărul face o decizie aici. Mă voi scula, versetul 18, aș vrea să citim împreună. Mersi frumos. Am cântat cântecul ăla. Împreună citim, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, încă o dată, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice. Vedeți, sunt trei acțiuni pe care tânărul vrea să le ia. Unu, din păcat, întotdeauna trebuie să te scoli. Amin? După ce îți vin fire. Băi, omule, eu nu pot să fac asta. Păcatul ăsta m-a dus mai departe decât am vrut și costă mai mult decât mi-a spus. Și întotdeauna e așa. Păcatul te duce mai departe decât ai vrut tu. Pentru că așa zice omul, lasă doar puțin. Dar păcatul te duce departe, mai departe și costă mai mult decât ai închipuit. Lasă versetul la te rog frumos, Vă mulțumesc. Acum îl mai dai jos doar când îl zic eu, bine? Mersi. Mă voi scula. Vedeți, pocăința e în trei etape. Pocăința e în trei etape. Recunosc că am greșit, regret că am făcut lucrul ăsta și mai este unul, un pas, fără de care pocăința nu e completă. Renunț. Nu ți ajunge decât doar să regreți. Iuda a păcătuit mult, la a vândut pe Domnul Hristos și a avut un amar regret în inima lui, dar nu l-a dus la pocăință. Și spune acolo în Corinteni că pocăința, că întristarea după voia lumii duce la moarte, dar întristarea după voia lui Dumnezeu duce la pocăință. Vă aduceți aminte? Dar ce înseamnă să te pocăiești? Să te pocăiești nu înseamnă doar să îmi pare rău. Și după aia o faci din nou, îmi pare rău. A doua zi o faci din nou, a treia zi, îmi pare rău. Aia faci... e ok că zici îmi pare rău, dar nu e de ajuns. Pocăința adevărată este recunosc că am greșit, regret, îmi pare rău, renunț. Și tânărul ăsta face exact asta. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și mă voi pocăi, îmi voi mărturisi păcatul și mă voi lăsa de el. E interesantă această atitudine a lui, pentru că n-a rămas doar la regret. Știți câți oameni rămân doar la partea de regret? Strigă la soție, strigă la copii, își ceartă copiii, își ceartă soția, cheltuie banii, distrug resursele, Risipesc timpul din viața lor și zic, a, Doamne, îmi pare rău. Au o realizare deodată. Păi, ce fac eu aici? Pierd timpul. Dar nu ajung să renunțe la obiceiul, la rău. Și se tot repetă și se tot repetă și anii trec. Și ajungi la 50, la 60 de ani și tot cum pare rău. Și cum pare rău și regret, dar nu faci nicio schimbare. Tânărul ăsta a fost foarte hotărât. A zis, stai puțin în casa tatălui meu, e belșug de pâine și eu mor de foame aici, mă voi scula și mă voi duce și îmi voi mărturisi păcatul, mă voi lăsa de asta, îi voi spune tatălui meu, am greșit, iartă-mă, primește-mă. Și el face un plan acolo în mintea lui, de la fiu în casă cum era, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta următorul verset, mulțumesc, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fămă, citim împreună, fămă ca pe unul din argații tăi. Vedeți care i planul acestui fiu risipitor? Păi de-aș putea doar să mă fiu ca unul din slujitorii lui. De la tânărul ăla arogant care zicea, dă partea de avere, tată, dă Ajunge să spună, tată, fămă, ca pe unul din argații tăi. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat în mintea lui? Ce s-a întâmplat de ajuns la momentul ăsta? Tânărul și-a dat seama de pierderea care a avut-o. Tânărul și-a dat seama că promisiunea lumii aia de strălucire, de celebrare, de bucurie a fost doar o minciună. În casa Tatălui avea toate lucrurile astea și el face un plan și se întoarce și îmi place că, spune Scriptura, s-a ascultat și a plecat. Citim versetul 20 împreună. S-a ascultat și a plecat la Tatăl său. Când era încă Tatăl său, dragilor, citim împreună înseamnă toți nu doar pastorul Tibi și cu Sani Trancă. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă tatăl său și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul le-a zis, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Și când să zic următorul lucru, fă mă ca pe unul din argații tăi, tatăl l-a oprit și a zis, hei, aduceți repede haina cea mai bună. Puneți inel în deget, identitate, haina cea mai bună, acceptarea. Tăiați vițelul cel îngrășat. Trebuie să ne bucurăm că ceea ce este fiul al meu a fost mort și a înviat. Eu vă spun sincer, nu știu dacă aș fi făcut asta. Eu când mă întorceam acasă, tata, m-am așteptat cu pușca cu alice. După ce fugeam o porție bună de timp. Pe unde a fost mă? Piu! Dar vedeți că tatăl ceresc este un alt fel de tată. L-a așteptat de mult. Și când l-a văzut de departe, aici este, este o cheie extraordinară. Poți să-mi dai versetul ăsta înapoi 20? Când l-a văzut de departe, aș vrea să luăm un pic, să dezlegăm un pic aici misterul. Când l-a văzut, când era încă departe, tatăl să l-a văzut și s-a făcut milă de el. Ești conștient că tatăl tău te vede în fiecare moment? Ești conștient de faptul că el are întotdeauna milă de tine? Ar putea să vină cu, cu fulgerele după tine și totuși, când păcătuiești și când te întorci cu pocăință sinceră, tatăl are milă de tine? Stăteam puțin să studiez contextul în legea evrească, dacă un fiu pleca de acasă și făcea rușine familiei și făcea, cum să zic, aducea mult dispreț, conform de un teronom, cred că 21 sau 21, la 18, la 19, satul putea să-l omoare cu pietre la întoarcere. Și așa explică faptul că tatăl care era bătrân, pentru că bătrânii nu prea alergă, bătrânii merg încet, l-a văzut, i s-a făcut milă și a alergat. De ce? Pentru că la intrarea în sat, în comunitate, probabil că toți l-au recunoscut. Uite-l pe fiul risipitor. Uite-l pe ăsta care și-a făcut părinții de râs. Uite-l pe nenorocitul ăsta care a luat banii și a cheltuit cu curvele. Uite-l pe destrăbălatul ăsta. Și știți care era următorul gest? Conform legii. Pietre în mâini. Și vedeți ce gest disperat face tatăl din dragoste pentru el? Aleargă. Repede și îl ia în brațe. De ce? Pentru că oricine ar fi lovit în fiul, atunci ar fi lovit în tatăl. Și ce îi spune? Ce transmite Tatăl Comunității? Dacă eu îl primesc și eu îl iert, iertați-l și voi. Ce inimă! Nu știu câți dintre noi am fi gata să facem ce a făcut Tatăl. A alergat, a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Ați îmbrățișat vreodată un copil al străzii? Ați îmbrățișat vreodată un alcoolic care locuiește pe stradă? Ați sărutat vreodată un lepros? E așa ușor să spunem te iubesc din cuvinte. Mi-aduc aminte când lucram cu copiii străzi în București. Am avut una din cele mai mari provocări ale vieții mele. Noi îi hrăneam, le dădeam boluri de orez și de mâncare și mâncam cu ei ca să-i facem să se simtă acceptați și la un moment dat unul ia lingura și mi-o bagă direct în gură. După ce el mânca să. Și în capul meu au venit tot felul de lucruri interesante, dar am zis, Doamne, dacă asta îl face să se simtă acceptat, fie. Tu ești mai tare decât orice. Să știți că ce a făcut tatăl aici, a să iei un porcar în brațe, să-l pupi. Unul care era zdrențuros, plin de miros, transpirat, probabil desculț, că nu mai avea papuci în picioare după ce mersese atât pe jos, că nu avea niciun ban, un om uscat la față, probabil păduchios, cine știe cum arăta. Și tatăl aleargă, îi se face milă de el, îl ia în brațe, cade pe crumazul lui și îl sărută mult. Și așa face tatăl cu fiecare dintre noi. De fiecare dată când ne întoarcem, Dumnezeu în dragostea și mila Lui ne dă har. Amin? Probabil că tot ce s-a așteptat să fiul să găsească acasă, judecată, condamnare, ură, disciplină, treci. Vei fi ca unul din argați acum să-ți răscumperi greșelile. Probabil că tot filmul ăsta tatăl l-a anulat și a zis nu, te vom celebra, te vom primi, te vom iubi, te îmbrăcăm, te spălăm, te îngrijim pentru că vrem să cunoști că harul este mai tare decât legea. Tatăl aici este, este exponentul harului. El ar fi putut aplica legea. Avea dreptul să aplice legea în cazul fiului său? Da sau nu? Nu aud. Și de ce a aplicat harul? Ce vrea să ne transmită această pildă? Mila. Mila. Milă voiesc. Milă voiesc oameni buni. Degeaba aduceți jertfe și împliniți legea. Eu vreau milă, vreau să vă văd inima. De asta m-a impresionat așa de mult Natasha. Chiar dacă n-a avut ea așa o voce extraordinară, dar inima ei și zâmbetul ei ne-a ne ne mișcat pe toți, așa e? V-a mișcat pe mine, unul m-a mișcat. Stăteam și mă uitam și am, uite-mă ce curajoasă femeie e fata asta. Va izbuti în viață pentru că Domnul i-a arătat milă și Domnul i va da curaj și Domnul i va da putere. Domnul să te binecuvânteze. Amin. Îmi place că tatăl descrie pe fiul a fost mort și acum a înviat. Mai am câteva minute pentru că vrem să ne ocupăm și de cei botezați. Dar aș vrea să fim atenți în, următo în următoarele momente, pentru că departe de casă, departe de tatăl, e doar mizerie. E doar păcat, e doar dispreț, e doar tortură. Să știți că diavolul, spunea cineva, băsani, diavolul îmi dă cu o mână. Zic, stai liniștit că o să-ți ia cu două. Așa face lumea. Însă tatăl îți dă cu ambele mâini și nu-ți mai ia. Tatăl plin de milă. Dacă ești astăzi departe, aș vrea să te rog să, să meditezi un pic și să te gândești. Mai este un fiu aici, în pildă, despre care n-am vorbit astăzi. Vreau doar să subliniez despre câteva lucruri. Era tot departe. Chiar dacă era în casă. Chiar dacă ești în biserică, poți să fii tot departe în mintea ta. Îmi spunea cineva, stau de 15 ani în biserică, dar sincer, niciodată n-am fost atent la o predică. Eu sunt în filmul meu, înțelegi, frate Sani? Eu când stau pe scaun, filmul meu începe. Eu nu sunt în lumea asta, eu sunt în altă lume. Eu sunt cu gândul departe la combinații, la ce să fac după ce plec de la biserică, cum să pe nevastă mea, că trebuie să mă duc la muncă și să fac eu treburile mele. Eu trăiesc într-o minciună. Eu sunt departe, frate, eu sunt departe. Tu înțelegi că eu sunt la fel de pierdut ca aia care sunt în lume? Și așa era fiul ăsta și spune Scriptura, uitați-vă ce relație avea cu tatăl, a chemat pe unul din rup să întrebe ce vă spune asta de relația lui cu tatăl său. Cum era? Lipsa de comunicare, era o relație distantă. El nu avea o relație de tată-fiu. Mai mult decât atât, spune, spune că atunci când a auzit, s-a întărâtat de mânie. Fiul ăsta, în fiul ăsta care stătea acasă și s-a auto îndreptățea locuia, ce mânia! Mă întreb în câți fii ai Domnului care stau în biserică în fiecare duminică, locuiește mânia și mai spune Scriptura ceva. S-a întărâtat, s-a întărâtat. Probabil că era un om iute la mânie și n-a vrut să intre în casă. Uite ce detaliu s-a întărătat versetul 28, te rog. Se pare că copilul ăsta a învățat ascultarea, am zis să-l lase acolo, a lăsat. S-a întărătat și n-a vrut să intre în casă, tatăl s-a ieșit afară și ce a făcut? Aceeași rugăminte ca și fiul risipitor, Lara, rugat, atenție, tatăl l-a rugat, nu i-a poruncit, putea să-i poruncească că era tatăl lui, era autoritate în Israel, tata e autoritate. Și l-a rugat, a zis, fiule, intră în casă. Și ce spune el aici? Drept răspuns el a răspuns. Iată, eu îți slujesc. Următorul verset, 29. E important să vedem ce spune Scriptura, nu ce spune predicatorul. Uitați acolo ce zice. Care era mentalitatea fiului din casă? Eu îți slujesc ca un... A, nu era fiu? Și nu ți-am călcat porunt ca și mie niciodată, nu mi-ai dat nici măcar o să mă veselesc cu prietenii mei. Următorul. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea, cu alte cuvinte nu îl recunoștea nici pe frate său, -so. cu femeile desfrânate i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Următorul. Ia uitați cum îl vedea tatăl. Cum îi spune? Fiule, tatăl nu îl vedea ca un rob, el singur se vedea ca un rob. Ești și tu în biserică și te vezi încă ca un rob? Unul care trebuie să câștige dragostea lui Dumnezeu în fiecare duminică? Care trebuie să facă fapte bune să-L impresioneze pe Dumnezeu? Dar pe dinăuntru ești plin de mânie, te întărâți când vezi că altul e promovat, îți stă când vezi că altul este bine cuvântat și primește și tu nu primești. Îmi zicea, o, nu bă, sincer, nu mai rezist. Când văd că toți primesc case și copii frumoși, sănătoși și mașini și o nimic când vine să sar pe geamuri. Înțeleg reacția ta, dar nu e sănătoasă. I-am zis, nu fă lucrul ăsta. Roagă-te în continuare cu credință, că și tu ești fiul în casa tatălui. Amin? Problema e că tu încă te vezi un rob și că te vezi ca unul care trebuie să câștigi iedul ăla și mielul ăla. Dar mielul nu se poate câștiga pentru că mielul ne-a fost oferit de Dumnezeu Tatăl Ceresc prin persoana lui Iisus Hristos. Mielul cel îngrășat ne este oferit la toți prin persoana Domnului Iisus Hristos. Amin? Hmm. Îmi place ce -i spune Tatăl Fiule, i-a zis Tatăl, tu, citim împreună, întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău incredibil. Pentru că o parte o dăduse fiului cel mic, două ăsta și o parte rămăsese tatălui. Și ce transmite tatăl, zice fiul meu, dragul meu. Nu numai eu, alea două părți sunt ale tale, ci și asta care o am eu încă, cât sunt încă în viață și asta e a ta. Tu ești fiul meu, tu poți po po să beneficiezi. Numai că tu te-ai văzut ca un rob o viață întreagă. Ai fost legat în mândrie, ai fost legat în rușine, ai fost legat în mânie. Astăzi vreau să te elibereze și fiul meu. Dragostea tatălui și mila lui nu merge doar pentru cei de afară, merge și pentru cei dinăuntru. Amen. Îmi place atât de mult povestea asta. Îmi place cum spune Apostolul Pavel în 2, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați o odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești. Când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei. Mânia nu e un semnal bun în viața unui creștin, oameni buni. Nu degeaba spune această pildă Domnului Iisus, mânie, s-a mâniat. Eram din fire copii ai mâniei, spune Apostolul Pavel. Mânia nu e din Dumnezeu. Dar Dumnezeu care e bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția Harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Căci prin Har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul Lui, nu prin fapte ca să nu se laude, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte să umblăm în ele. Tatăl spune despre fiul, a fost mort și a înviat. A fost pierdut și a fost găsit. Câteodată mă gândesc la mine, mă gândesc la unii din voi, cât de pierduți am fost. Unii în afara bisericii, unii în biserică. Sunt oameni care stau 30 de ani pe scaunul unui biserici și sunt pierduți, să știți. Și își spun, astăzi, s-ar putea ca și tu să fii unul din aceia. Eu nu te condamn cu nimic, doar vreau să te gândești bine. Ești tu cu adevărat mântuit? Ești tu un fiu în casa Tatălui? Sau încă ești un rob, plin de mânie, plin de frustrare? Cum ești? Am o provocare pentru noi toți. Dacă ești departe de casă, chemarea Tatălui este vino acasă. Dacă ești în curte, cum a fost fiul cel mare, provocarea tatălui este, intră în casă. Nu știu unde ești și nu ține de mine să văd inima ta și motivația inimii tale și unde ești în mintea ta și în gândurile tale, dar dacă ești departe, să știi că tatăl te așteaptă. Un lucru care vreau să-l învățăm în dimineața asta este o proclamare care eu am învățat-o din această pildă și aș vrea să mă ajute băiatul de la calculator să o și scriem. Eu o să o proclam o sorostesc și tu o scrii, ca după aia o cu toată biserica. Este de aici, din pilda fiului risipitor. Tatăl meu mă vede. Tatăl meu mă vede și are milă de mine. El alargă spre mine, mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă. Că și tot ce vine bun este de la el. E greu? Ce zice să decretăm și să proclamăm acest adevăr peste viața noastră? Tatăl spune Scriptura, când era încă departe, l-a văzut, i s-a făcut milă, a alergat. Vedeți câte acțiuni face Tatăl pentru noi? Ne vede, îi e milă, alergă, ne îmbrățișează, ne sărută, ne dă, aduceți repede tot, tot ce e mai bun pentru el. Tot ce vine bun este de la el. Harul lui e nemărginit. Tatăl meu mă vede. Încercăm? Tatăl meu mă vede și are milă de mine aleargă spre mine, mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă. Căci tot ce vine bun, vine de la el. Haideți să mai încercăm o dată. Tatăl meu mă vede și are milă de mine. Aleargă spre mine. Mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă că și tot ce vine de la El este întotdeauna bun. O avem scrisă? Ați reușit? Încă nu? Îmi zâmbește puștiu, te iubesc să știi, ești un campion. Haideți să mai spunem o dată, acum că am învățat-o cu biserica. Știți de ce vreau să o repetăm? Pentru că vreau să ne schimbăm imaginea despre Tatăl Ceresc. De multe ori, mulți au zicea cineva, băi, sincer, Sani, eu mă lupt cu Domnul, spun sincer, nu pot mai efectiv să primesc Harul Dumnezeu, nu știu ce-i cu mine. Mă. Zici că-s blestemat, mă zici. Nu știu, Dumnezeu meu zice că e de la Pentecostal care dă doar cu biciul după mine. Altul îmi zice, mă frate, san, la mine Dumnezeu e mai intelectual, așa că eu vin de la baptiști. Adică, știi, mie mi se par metafore toate lucrurile astea. Zice, eu, el cu treaba lui, eu cu treaba mea. Dar vreau să spun ceva, că tatăl tău nu e nici penticostal, nu-i nici baptist, crede-mă, baticul nu te mântuiește și nici costumul, nici cravata. Te mântuiește credința în Iisus Hristos, cum spune Scriptura. Tatăl tău nu e nici creștin după Evanghelie. Tatăl tău nu e nici ortodox, nici greco-catolic, nici romano-catolic. Tatăl tău e tatăl cerer și atât. De asta când spunem adevărul ăsta și decretăm, noi intrăm în națiunea asta fiilor risipitori și începem să beneficiem de dragostea și harul și mila lui. Amin? Cine nu are nevoie de harul lui Dumnezeu? Hai să punem alt întrebarea. Cine are nevoie de harul lui Dumnezeu? Eu! Strigătare, eu! Doamne, vreau milă, vreau har. Sincer, nu vreau, nu vreau, nu vreau lege. Se spune că într-o zi un copilaș a greșit, a spart prin casă ceva. Eu de obicei spărgeam în casă, jucam fotbal în casă și luam tot timpul bătaie. Spărgeam geamul, oglinzile, lustrele. Îmi plăcea fotbalul, dar în casă, nu știu de ce. Și se spune că un copil tot așa, dintr-o familie de creștini, s-a simțit mai rău într-o duminică dimineață, a rămas acasă și a jucat fotbal în casă, a spart televizorul. Și a venit tată să-și cu mai acasă. Și a zis, nu avem ce face, trebuie să te pedepsim. Și zice, fii atent, meriți 10 curele la fund. L-a luat pe copil, l-a luat cureaua și începe. Una, două, trei, patru. Soția stătea acolo și simțea pentru copil, tata, nimic, nicio milă. Să oprește și ce tata, ai zis că meriți 10, de ce mi-ai dat doar patru? Și asta a fost legea, șase sunt harul. să știi că harul e întotdeauna mai bun decât legea. Haideți să învățăm de la Tatăl Ceresc și să începem să arătăm har la familiile noastre, amin? De luni, marți, miercuri, joi, vineri, nu-ți mai judecă așa crunt copiii, partenerul de viață, părinții. Nu m-ați crescut cum trebuie, trebuia să-mi dați mai mult. Ai milă de ei. La fel cu aproapele tău, te rog, extinde mila lui Dumnezeu. Extinde harul lui Dumnezeu, chiar dacă îți greșește. Într-o seară am venit acasă și era unul pe parcarea noastră când am văzut, veni să și din misiune obosit, să-mi cum să întunecă. Și aud așa o voce blândă și o mână pe omăr. Hai să-i arătăm har. Și iese afară la disperat, ne-a văzut pe geam. C am pus aici numărul să mă răsunați, zic eu, e ok, dar să știi că asta e parcarea mea, să știi. Dar poți, poți din când în când să... Legea din mine, legea. Așa e și la voi? Iese din când când legiuitorul din voi? Haideți săptămâna care urmează să arătăm mai mult mila lui Dumnezeu. Spune împreună din nou, Tatăl meu mă vede și are milă de mine. Aleargă spre mine, mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă. Că și tot ce vine bun e de la El. Mai zicem o dată ca să rămânem cu ea și să o proclamăm peste săptămână. Când îți vine să aplici legea, adus aminte că tatăl vrea să fie ca el. Tatăl meu mă vede și are milă de mine. Aleargă spre mine, mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă. Așa spune Iacov, îți dă înțelepciunea cu mână largă. Că și tot ce vine bun, vine de la el. Wow, am și scris. Haideți să o mai spunem o dată, toți o dată acum. Tatăl meu mă vede și are milă de mine. Aleargă spre mine, mă îmbrățișează și mă sărută mult. Îmi dă cu mână largă și nu mă ceartă, că și tot ce vine bun este de la el. Amin. Haideți să facem și noi ce a făcut tatăl cu fiii. Haideți să limităm și noi pe tatăl în săptămâna care urmează. Haideți să fim acele containere ale milei lui Dumnezeu, acele extensii ale mâinilor lui, ale gurii lui, ale iubirii lui. Amin! Pentru că lumea nu are nevoie de pietre după cap. Lumea are nevoie de o mână întinsă și de dragostea lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați în numele lui Isus. Amin!